Bună seara, doamnelor și domnilor. Vorbim în această seară despre basketul Constanțean, despre BC Far în primul rând, cu Vasile Pașca, antrenor secund, fostul mare jucător și fostul mare antrenor, cel care a revenit alături de echipă, și cu Bogdan Ivanovici, la fel antrenor secund. Foarte mulți antrenori secund la BC Far, măcar lucrul ăsta este bun. Nea Vasile, eu încep cu dumneavoastră pentru că aveți cel mai greu cuvânt de spus. De ce ați ales să reveniți la BC Far? Am ales să revin la această echipă pentru că este echipa unde m-am consacrat, într-adevăr. E echipa care a avut tradiție și are tradiție. Și aici am doi foști elevi ai mei, pe Olteanu Alexandru și Bogdan Ivanovici. Și am crezut că este necesar să vin lângă ei să-i ajut, bineînțeles condiția ca în cazul lui Alexandru să joace, și poate facem ceva, chiar dacă echipa este mică acum, să spun, ca performanță la ora asta, poate și din cauza, acest lucru se întâmplă poate și din cauza crizei astea financiare, și pentru că anul ăsta nu se retrogradează, am profitat de această ocazie, am revenit la echipă pentru a promova acești tineri pe care îi avem și să încercăm să mai câștigăm. Eu știu, mai avem cu Timba Timișoara. Returul cu Chiajna. Returul cu Chiajna. Eu zic că mai sunt câteva echipe, eu mă gândesc chiar la meciul cu Cluj de aici, dacă se mai joacă, și vreau să fiu alături de basket, pentru că la ora asta basketul românesc aproape că nu mai există, în sensul că avem mulți jucători de afară, antrenorii în marea majoritate în campionatul românesc, vorbind de Liga 1, sunt tot străini, foarte puțini antrenori români, și mă gândesc că trebuie să se facă ceva în acest basket, că la ora aceasta se joacă numai pentru spectatori și practic altă performanță nu avem. Numai așa ca să existe divizie. Da, vom vorbi și despre basketul românesc per general. Bogdan, ce a însemnat faptul că Nea Vasile a venit lângă voi? În afară de acea primă victorie care măcar 10% eu zic că îi aparține și dânsului. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. În proporție de 10% spuneți prea puțin. O foarte mare însemnătate a avut pentru noi, în primul rând, experiența domnului Pașca. Am mai lucrat cu dânsul la Basket Club Atletic în Liga Secundă și acum câțiva ani de zile. Ne bazăm în primul rând pe imensa experiență pe care a adunat-o dânsul în Liga Națională de Basket, atât ca junior, ca jucător, pardon, cât și ca antrenor. Am înțeles. Dar ce a însemnat în primul rând? Adică s-au schimbat ceva în modul de antrenament, în gândirea echipei? Cred că impuls psihic. Cred că echipa a reușit să preia, să spunem, în timpul scurt de când domnul Pașca a revenit alături de noi, cred că echipa a reușit să preia o parte din determinarea dânsului pe care a avut-o atât ca jucător cât și ca antrenor. Domnule Pașca, este cea mai mare aventură a vieții dumneavoastră? Pentru că vorbim de o echipă la care nimeni nu ia bani. Iar sportul, nu doar basketul, este dominat de bani în ziua de astăzi. Da, nu pot să spun că este o aventură. Eu chiar în ultima vreme am lucrat fără bani, ca să spun așa. Aventura ar fi dacă am face performanță în viitor cu această echipă și vrem să poate mai aducem niște jucători toți români. În campionatul românesc nu se mai poate spune că e aventură, pentru că ăsta e nivelul, nu mai putem. Pe noi ne depășesc celelalte echipe cu jucătorii care vin din afară, jucători care au o valoare minimă, ca să spun așa, față de ce se joacă în Europa și în lume. Și aventura este strict că jucăm fără bani.
Jucători, adică. Jucători, da. Sunt foarte greu de motivat, pentru că... Nu pot să-i atenționez, nu pot să-i, cum să spun, să-i apuz. Deci numai cu prezența și cu vorba să le explici și pe undeva avem, spre exemplu, un jucător georgian pe un. Cred că mai mult farul îi ajută pe acești jucători decât jucătorii pe farul, în sensul că ei capătă experiență. Dar mă gândesc ce se va întâmpla la anul cu acești jucători tineri sau atunci când termină junioratul, că sunt mulți care termină exact junioratul, care sunt la farul. Mă gândesc la Călin Bogdan, la Dănilă, chiar la Georgian Păun, care a venit de la Timișoara. Nu știu dacă Petricevici o să-l primească, noul antrenor de la Timișoara, o să-l reprimească la echipă. Și atunci, ideea este că ar trebui ca Constanța, care cred că e prima echipă care folosește numai români, să marșeze pe acești jucători, pe jucători români, pentru a scoate puțin din, nu știu cum să spun, din anonimat, nu e anonimat, dar jucătorii români sunt marginalizați la această oră. Și au de ce să fie marginalizați? Credeți că valoarea străinilor o depășește pe cea noastră, a jucătorilor noștri autohtoni? Nu știu dacă și valoarea, mai puțin măsură, dar mă gândesc că experiența. În experiență suntem depășiți de străini. Mă gândesc la jucătorii de culoare care vin din Statele Unite și care au un ABC și un basket foarte bun, au un campionat universitar foarte bun. Mă gândesc de asemenea la jucătorii sârbi sau cei care vin din fosta Iugoslavie, toți au un ABC bun și cred că au prins la echipe în țările lor, în țările respective, și acum profită de situația campionatului românesc și bineînțeles că ajung să joace aici. Da. Bogdan, această experiență, acest ABC, se învață pe teren. Adică un jucător are nevoie de meciuri. Iar una dintre, nu știu, soluțiile bune, din punctul meu de vedere, ale federației, este înființarea acestui campionat, Liga a doua, în care orice echipă din prima ligă este obligată să aibă o echipă în Liga secundă. Alternativele pe care le-a oferit federația au fost ori înscrierea unei echipe în cadrul Ligii întâi, fosta divizie B, ori înscrierea unei echipe de tineret în campionatul național de Under 20. Este un lucru extraordinar pentru jucătorii români să poată să joace 100% exact în componența unei echipe românești. Pe lângă faptul că sunt jucători români, federația a impus și prezența obligatorie a antrenorilor numai români pe băncile tehnice. Cum a spus și domnul profesor Pașca, problema ar fi că ar trebui să transferăm încet, încet din această divizie B înspre Liga Națională, adică să reușim, și aici vorbesc de un efort general, tot ce înseamnă federație, cluburi private, cluburi de stat, să reușim să transferăm acei jucători și antrenori români către Liga Națională. Tu ai stat mai mult lângă echipa a doua BC Farului și ai văzut mai multe meciuri. Cum este nivelul? Eu am venit doar la ultimul meci al vostru, iar adversarii cei din București, scuză-mă. Fără să ascundem ceea ce se întâmplă în momentul de față, avem un nivel de Liga a doua foarte, foarte scăzut, din păcate. Gândiți-vă că sunt multe echipe care își aduc jucătorii de la servici. Deci suntem într-un fel de chestiune, să-i spunem, semi-profesionist sau semi-amatorism, nici nu știu cum să-l denumesc. Este foarte greu să faci performanță în momentul în care nu ai cel puțin 5 antrenamente pe săptămână și un joc. Am înțeles. Și atunci, care ar fi soluția? Pentru că dacă noi nu învățăm pe jucătorii noștri ABC-ul, nu le dăm experiența, pentru că, nu știu, eu zic că ca și valoare, noi suntem pe acolo. Eu, de exemplu, pe Georgian Păun, în 5-6 ani, îl văd un jucător foarte, foarte bun. Revin la ceea ce am punctat și mai devreme, efortul trebuie să fie comun de la tot ce înseamnă federație, cluburi de stat, cluburi particulare, care trebuie să investească, spun aici între ghilimele, pentru că să investească atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere al cunoștințelor, să investească în tinerii jucători români. Adică ar trebui să tragem o linie, să pornim nou de la zero, Nea Vasile? Da, în primul rând, cred că trebuie să avem grijă de antrenorii
români, cei tineri, da, care se ocupă de acest ABC, de copiii care vor să facă basket și sunt destui, numai puțin, cred că avem în Constanța 8 cluburi de copii, ori ca să ajungi să joci în divizia A, este o muncă nu numai materială, fizică, psihică. Ori aceștia antrenori sunt, am văzut la juniori, antrenori care au echipe care au antrenori sârbi. Ori acum, exemplul lui Alexandru Olteanu, da? Bogdan Ivanovici, care sunt antrenori tineri, avem în vedere conjunctura la echipa Faro, au posibilitatea să conducă după margine, nu, echipă de divizia și de divizia B. Dar la fel ca la jucători, cazul lui Georgian Păun, se va ajunge, când Georgian Păun are 19 ani, da, deci de la anul nu mai are unde să joace. Dacă la Faro, s-ar putea să rămână aici. Dacă la Faro se va face o echipă după sistemul campionatului românesc, cu antrenori sârbi, cu jucători sârbi, atunci e mai puțin probabil ca Georgian Păun să mai prindă terenul. Și în această situație mă gândesc că, așa cum a spus Bogdan Ivanovici, de la federație, de la vârf, trebuie făcut ceva. Copilul trebuie să aibă un țel. Ori la ora asta țelul lui este numai până la 18 ani. După aceea, în condițiile actuale, nu are unde să mai meargă. Și atunci rămâne la divizia B. Deci să meargă la servici și după aceea să facă din plăcere. Din plăcere. Bun, dar vorbim strict de BC Faru și de sezonul care vine, pentru că acesta este unul de tranziție. Chiar dacă și sperăm ca domnul Petrică Munteanu să găsească resursele financiare, eu zic că dânsul și noi sperăm. Este un om de încredere și da, va merge tot pe mâna celor doi de aici din studio și al lui Alex Olteanu. Poate, nu știu, un jucător, doi din afară sau poate români chiar mai buni. Adică de ce să aducem din afară când poate transferăm un jucător, doi, trei, nu știu, de-ai noștri, dar mai buni. Eu sunt adeptul românilor, ca să spun așa. Deci Bogdan știe. Din 2006, Basket Clubul Faro a mai fost odată în Liga 1, în perioada asta de democrație, și aceleași probleme am avut. Noi sperăm că domnul Petrică Munteanu a văzut cam cum stau treburile în basketul românesc. Sperăm ca Ivanovici și Olteanu să rămână la echipă și cred că cu chiar cu bani puțini și cu câțiva jucători români alipiți aici la echipă, cred că putem face față la anul și numai așa, pentru că noi trebuie să ne gândim și la Naționala României. La ora aceasta avem jucători români care stau pe margine la echipele de club și titularul național trebuia să fie titular la Națională. Corect. Și am avut exemple aici în Constanța cu ocazia meciurilor din vară, unde România a fost învinsă de Islanda și cred că trebuie făcut ceva neapărat, de jucătorii români trebuie să joace. Bogdan, acest proiect BC Faru poate avea succes în cât? 3, 4, 5 ani, dacă se merge exact pe aceeași linie, o linie impusă, din păcate, de criza financiară, dar care s-ar putea să ne fi deschis ochii. Mai mult ca sigur că acest proiect va avea succes, pentru că atât din intențiile declarate ale domnului Petrică Munteanu, care își dorește să joace cu jucători români, își dorește să joace cu jucători români tineri și este dispus să investească în tot ce înseamnă materialul românesc. Iar direcția principală fiind asta, cu foarte multă muncă, cu siguranță și rezultatele vor apărea. Atât pentru BC Faru, cât și pentru, vorbim în general, de marea masă a jucătorilor români. Cum ați redescoperit basketul românesc și campionatul nostru? Cred că basketul românesc la ora asta este strict pentru public.
totul a devenit o rutină, inclusiv felul cum se joacă. Și nu cred că mai putem progresa. Deci vorbesc din punct de vedere campionat. De spectator nu mai are ce să vadă decât un slam dunk, mi se părea mai spectaculos înainte. Este adevărat că sunt jucători, cel puțin cei din state, sunt mai spectaculoși în ceea ce înseamnă procedeile tehnice. Mă gândesc că ar trebui schimbat ceva la antrenori. Deci sunt antrenori în România, din Serbia, din fosta Iugoslavie, care nu se ridică la nivelul antrenorilor din România, care sunt acum în România, cum e Center, cum e Costescu, dar au o carte de vizită făcută la ei, profită de ajutorul jucătorilor sârbi, că majoritatea sunt sârbi aici în România, și basketul stagnează la nivelul la care îl vedem și nu ne ajută. Deci pe noi nu ne ajută la ora asta, pe noi, pe români. Deci basketul românesc nu este ajutat de campionatul românesc, ca să spun așa. Dați seama că BCFR-ul, acest proiect, poate relansa într-un fel... Sigur că da. ...basketul românesc. Sigur că da. Adică un lucru care a început cu pistolul la tâmplă, faptul că, și noi știm, Bogdane, cum a fost vara, cu câte incertitudini, poate duce până la urmă la, nu știu, spălarea basketului românesc, nu știu dacă termenul este tocmai corect folosit. Cum ai spus și tu, Doru, poate să fie un moment zero și poate să fie un moment care să deschidă ochii. Care să deschidă ochii, și prin deschis ochii mă refer la toată lumea. Președinți de cluburi, federație, jucători și antrenori. Federația, pentru că acum avem un om nou acolo pe scaunul ăla, puternic. Cum a reacționat la proiectul ăsta BCFR-ul? Știu, mi-ai spus înainte în emisiune că a venit aici la Constanța. Care au fost cuvintele lui? El a venit efectiv pentru pentru campanie, promova, dar da. Bănuiesc că la o cafea, la o bere, ați vorbit un pic de BCFR-ul. Tocmai de-aia l-am întrebat pe Bogdan că... În primul rând, intențiile declarate ale domnului Horia Păun în momentul de față nu pot decât să ne bucure. Mă refer aici, vorbesc nu neapărat de proiectul BCFR-ul, pentru că domnul Munteanu a beneficiat de foarte mult ajutor și de foarte multă, cum să spun, cooperare și colaborare din partea domnului Păun. Intențiile declarate ale președintelui Federației se îndreaptă înspre jucătorii români și înspre tinerii antrenori români. Atunci este bine, toate direcțiile duc acolo unde trebuie. Dar câți ani, domnule Pașca, ne-ar trebui? Știți, acum nu vreau să vă compar cu domnul Brucan, da? Aveți cam aceeași greutate în basket cum avea el în politică. El a zis 20 de ani și a greșit. Nu cred că trebuie să atât de mulți ani. Cred că pentru început sunt câțiva jucători români, dar aici implică partea materială, ca să-i aducem la farul, nu? Să zicem că visăm acum, dom'le, adunăm toți jucătorii români mai de valoare, să-i aducem la farul să jucăm. În mod cert că trebuie să cel puțin 3-4 ani. Deci copiii care cresc acum și au vârsta de 14, 15, 16 ani, pentru că eu am văzut aici în Constanța, nu mai departe, chiar la Basket Club Atletic, exact, niște copii de viitor, de mare viitor. Problema este și la copii, că sunt meciuri puține, dar vorbind pentru Liga 1, deci în următorii 4 ani pot să ajungă la 18 ani, pot să fie promovați, merg în același ritm cu antrenorii lor, deci cu Bogdan Ivanovi și Olteanu, și putem avea. Deci Basket Club Atletic trebuie considerată la ora aceasta ca o, la ora asta, ca o pepinieră pentru farul. Corect. Pentru farul. Așa, și mai sunt câteva
flyul, la fiecare echipă se găsesc 2-3 jucători, dar nucleul și baza este la Basket Club Atletic, deci făina avem, drojdie avem, trebuie să lucrăm, să punem la dospit. Dar, în același timp, și mă repet, este problema materială, pentru că acum trec de la una la alta, Basket Club Atletic trăiește din din ajutorul părinților și din sponsorizări. Dar baza avem. Numai că trebuie să ne adunăm, să fim uniți în cuge și simțiri, ca să spun așa, și să aducem copiii ăștia la nivel, la nivelul când constanțenii să vadă, uite, domnule, ăștia sunt copiii noștri. Deci se poate face. Eu zic că în 4-5 ani putem să vedem dacă mergem pe linia asta. Sperăm că domnul Petrică Munteanu, cum îl știu, este cu noi. Eu-s convins vrea lucrul ăsta. Și dânsuși dorește. Și cred că o să vedeți, nu știu dacă o să mai apuc eu să văd, dar cred că o să fie lucruri frumoase aici la Constanța, pentru că basketul a avut tradiție la Constanța și are. Corect. Publicul la fel de călduros? Cred că e cel mai... Constanța are cel mai bun public. De basket. De basket vorbesc. Dacă la ora asta, fără afișe, fără mare reclamă, au venit la meciul cu Chiajna atâția oameni... A fost ceva la meciul cu reclamă la meciul cu Chiajna, ne-am ocupat. Așa, dar oricum au venit. Când pierzi 11 meciuri și vin la 12-lea, nu știe dacă știi sau nu. Deci Constanța are public de basket. Are public, sigur. Bogdan, cum e publicul față de pe vremea când erai jucător? Cum ne-a obișnuit, ca și pe vremea când eram jucător, nu la fel de numeros ca pe vremea când era domnul Pașca jucător, bine, dar și atunci, erau cu totul alte performanțe. Da. În schimb, ceea ce m-a surprins foarte, foarte mult e la publicul constanțean, deși avem această întrerupere a Basket Club Farul Constanța în Liga Națională, este totuși un public cunoscător de basket. Nu retrogradează nimeni, dar vreau să spun un pic și de vârf. Pe cine vedeți acolo? Deci, momentan se bate Sibiu, Ploieștiul, Clujul, Oradea, mai trag chiar pandurii cu care vom juca noi, trag și ei cu ochii acolo la primul loc, dar nu știu dacă vor ajunge. Pandurii pot ajunge? Sigur pot ajunge. Au bătut pe Steaua acum 30-27. Tocmai ce au demis un antrenor la început nebunii a demiterilor și în basket. Noi astăzi spuneți, pe cine ați miza? Eu aș miza pe Asesov și Târgu Jiu. Tu, Bogdan? Cred că Sibiu, care este o surpriză plăcută și, cum să spun, certa favorită Asesov Ploiești. Urmează o perioadă pentru Farul până în Revelion. 3 meciuri în 3 zile cu aceeași echipă. De fapt, o să fie o mare prietenie acolo. La Târgu Jiu vorbim de meciurile cu energie. O să fie o mare prietenie, energia. Dar nu știu dacă își permit. Ei joacă în fața publicului spectator, vin după o victorie de 97 la 70. Cea cu Steaua. Cu Steaua la București. Au o bancă foarte lungă, au jucători foarte buni, am văzut meciul. Deci, nu știu, prietenia va o să cadă. 3 zile, cumva. 3 meciuri în 3 foarte zile. Foarte greu, da. Nu mai țin minte de pe vremea când în cupele europene la fotbal nu era cu prelungiri, cu penalti și dacă se termina egal, trebuia să mai joace o dată. Cam așa și acum. Eu am prins vremuri, nu ce scuze, am prins vremuri când jucam 2 meciuri. Așa se juca campionatul, jucam sâmbătă și duminica cu aceeași echipă. Uh-huh. Deci așa se disputa campionatul. Înțeles. Tu cum vezi această deplasare la Târgu Jiu? Deși marea majoritate ne desconsideră din start și nu ne dau nicio șansă, eu sper totuși ca pe fondul oboselii care poate să apară bine atât pentru noi cât și pentru ei și pe fondul relaxării lor, poate să spun eu, nu știu dacă vom reuși o surpriză, dar îmi doresc din tot sufletul să facem niște meciuri frumoase și echilibrate din punct de vedere valoric. Adică să pierdem frumos. Mai avem 30 de secunde și vreau să închei cu Nea Vasile. În 30 de secunde, credeți în viitorul basketului românesc? În mod sigur, da. Vă mulțumesc frumos, vă aștept și în 2014 la Digi24 Constanța. Doamnelor și domnilor, divizia locală se încheie aici. O seară bună, numai bine!